Dragi cititori din România, numele meu este Sara Tureta și sunt autoarea cărții Urme de bucurie, pe care am scris-o sub forma unei colecții de amintiri și care a fost deja publicată în Italia. Întreaga carte este practic povestea unei tinere de 28 de ani din Italia, având în față o carieră promitătoare în sectorul advertising la Milano, care se confruntă cu tragedia câinilor fără stăpân în București în 2001. Cartea mea este totodată o mărturie a modului în care această experiență a schimbat total direcția vieții acestei tinere. Am scris cartea la 20 de ani după ce m-am mutat pe cont propriu la Cernavoda, localitate în care am început efectiv de la zero un proiect de reducere a populației canine și de a oferi protecție și adăpost câinilor și pisicilor aflate în situații de risc. Acest jurnal descrie toate aventurile vieții mele în România, cu toate șansele, dar și cu obstacole pe care le-am avut de înfruntat, fiind totodată și o poveste plină de speranță și inspirație pentru toți cei care se luptă cu susținerea unei cauze sociale în România. Urme de bucurie este dovada clară că dacă ai o voință puternică și dacă perseverezi, ești capabil să realizezi multe, chiar și în cele mai provocatoare contexte. Sper că bataile inimii mele să ajungă până la voi, dragi cititori din România.